Un judecător din Ineu a fost prins azi în flagrant de procurorii DNA, în timp ce primea mită 300 de euro și două telefoane mobile. Aurel Tripa a fost ridicat chiar din fața judecătoriei. Judecătorul reținut a pronunțat în trecut o sentință favorabilă și în cazul familiei căreia i-a fost retrocedat mai târziu satul Arădean Nadăș. Această familie a fost împroprietărită cu 800 de hectare de pădure în urma deciziei acestui judecător. Bani ați cerut? Vă considerați vinovat? Obișnuiam să faceți asta în mod repetat? Spuneți-ne, cât bani ați cerut? Cine sunt baptiștii? Este o întrebare care necesită un răspuns. Pentru unii baptiștii sunt sectanți, pentru alții sunt pocăiți, este o poreclă pe care e foarte bine cunoscută în România, pocăiții. Cine a murit pentru mine? Cine a murit pentru mine?